stimați deputați, ieri, colegul dumneavoastră, Dumitru Laiva, a vorbit în numele întregului Parlament la îndemnul jurnalistei Mariana Rață și a condamnat public acțiunile judecătoare pe cazul patronului Jurnal TV, care a fost sancționat pentru calomnie, calificându-le drept rușinoase și a amenințat că va sesiza CSM în privința judecătoare și că va schimba și legea în favoarea jurnalistului. Țin să vă anunț pe această cale că ceea ce faceți voi acum este un atac fără precedent asupra justiției și că anume campania domniilor voastre este una rușinoasă, nu hotărârea judecătorească. Noi ne-am obișnuit deja că toate s-au amestecat în țara aceasta de când ați preluat voi puterea. Mai există autoritate judecătorească, legislativă, executivă, este una singură care a acoperit ca o ciumă galbenă până și puterea patra. De data aceasta însă v-ați întrecut. Ați intervenit direct într-un proces de judecată, săvârșind, la propriu, un abuz în serviciu. Pentru că legea a fost aplicată față de un jurnalist și nu unul oarecare, ci unul de-al vostru care v-a adus la putere, ați hotărât să pedepsiți judecătorul și să răsplătiți astfel magnatul media, supranumit killerul mediatic numărul 1. Toate bune și obișnuite până aici. Eu doar una nu înțeleg. Dacă legea este rea și trebuie schimbată, înseamnă că ea permite sancționarea jurnalistului totuși, de rând cu ceilalți oameni. Iar asta înseamnă că judecătoarea a emis o hotărâre corectă. Atunci, pentru ce trebuie să o pedepsiți? Doar pentru că așa vreți voi? Calomnia este o minciună și denigrare, dragi deputați, un atac grav asupra demnității unui om, om, stimați deputați. Iar om înseamnă orice cetățean de rând în Republica Moldova, nu doar jurnalist. Iar rangul și apartenența politică nu joacă niciun rol. În fața legii, toți suntem egali. Și legea spune că răspândirea cu bună știință, adică intenționat, a unor informații mincinoase ce defăimează o altă persoană se numește calomnie. Relatarea acestor minciuni la un post de televiziune de acoperire națională, ce se declară lider absolut în audiență, cum este Jurnal TV, este cu atât mai gravă și trebuie sancționată ca atare. Eu una aș introduce drept pedeapsă privarea postului de licență pentru totdeauna. Poate asta ar responsabiliza jurnaliștii și ar pune capăt fenomenului de dezinformare și îndobitocire în masă. Și mai spune că amestecul în treburile justiției se sancționează cu până la 4 ani de închisoare. Așa că, nota bene, colegul noastră Laiba deja a consumat această infracțiune când a făcut acele declarații, astfel încât se face pasibil de răspundere penală, în conformitate cu legea, fapt pentru care vom depune plângere la Procurorul General. Gândiți-vă cât veți sta în concediu dacă vreți să urmați calea. Și cum rămâne cu lupta declarată cu știrile false? E doar pe hârtie? Sau e doar pe segmentul Rusia? Păi dacă tot luptați atât de apri cu Rusia lui Putin, pornindu-vă la război cu sapa, atunci de ce uzați de instrumentele sale pentru a persecuta și a instaura frica și dictatura pe toate fronturile? Iată însă că judecătorii au demonstrat că nu le e frică, că pot fi verticali, curajoși și că nu fac deosebire atunci când legea o cere între oamenii simpli și cei aleși și că nu se tem de voi, fapt pentru care le mulțumesc. Iar tu, Alaiba, înainte de a comenta o hotărâre judecătorească, mai oprește-te din fumat, deschide-ți diploma aia ta bengoasă de studii și vezi pentru ce ai învățat. De când ești matale expert în justiție? Adică, Alaiba, copiii mei trebuie toată viața lor să fie arătați cu degetul că taică-său e un hot și bandit doar pentru că așa vrea Jurnal TV, iar cel care se face vinovat de asta va plăti doar 4.500 de lei și va sta în concediu 6 luni de zile și ție asta îți pare o pedeapsă disproporționată? Serios? Deci, voi, statul, în loc să luați apărarea omului nevinovat, victima a cele mai mari campanii de denigrare din istoria Moldovei, vă alăturați acestea sub pretextul marilor valori jurnalistice și a libertății de exprimare? Dar voi ați văzut așa zisa investigație, care nu este decât un atac la persoană, în care jurnaliștii mint cu nerușinare cum că omul le-a blocat numărul de telefon în timp ce acesta a vorbit cu ei ore întregi în chiar ziua difuzării reportajului? Cum rămâne cu dreptul la exprimare? Ăsta este jurnalism în opinia domniilor voastre. Linșajul nu este jurnalism, domnilor deputați. El este, prin definiție, operațiunea mediatică non-jurnalistică, deosebit de agresivă,
amplă și uneori de lungă durată, promovată de către una sau mai multe instituții media, coalizate sau nu, care acționează premeditat, ori reactiv împotriva unui individ, de obicei cu statut de persoană publică, în scopul compromiterii și distrugerii credibilității și reputației sale. Scopul și motivația unui linșaj mediatic le reprezintă eliminarea de pe scena publică, sau pur și simplu dintr-o anumită funcție, a unei persoane care împiedică sau deranjează satisfacerea unui anumit interes, fie acela privat sau de grup, exact ca în cazul nostru. Deci, eu vă felicit, veți intra în istorie ca fiind unicul stat din lume care, în loc să pedepsească făptuitorul, i-a devenit complice și a schimbat și legea în favoarea lui. Calomnia sau bullying-ul, domnilor deputați, trebuie incriminat și este incriminată penal în multe alte țări cu democrații mult mai dezvoltate, cu pedepse foarte severe, cum ar fi Franța, Germania, Italia, Elveția, Portugalia, Spania, Grecia, Finlanda și multe altele. CEDO, la rândul său, a constatat că nu a avut loc nicio încălcare în cauzele de condamnare penală a jurnaliștilor în cauze precum Ivanova contra Bulgariei, Cuc Pascu contra României și multe altele. În cauza Stângu și Scutelnicu contra România, bunoară, ziariștii au fost condamnați pentru defăimare la un an de închisoare. Interzicerea exercitării profesiei de ziarist pentru totdeauna și achitarea unei sume de 150.000 de euro drept daune morale. Tot în România, practica dezincriminării temporare a calomniei a dus la încălcări sistematice și lezări grave ale personalității umane, demnității, onoarei și reputației celor astfel agresați, anume prin intermediul presei. A spus-o domnul Cristi Danileț, judecătorul român vestit pentru lupta și contribuțiile sale în domeniul drepturilor omului. Așa că eu vă felicit cu o nouă performanță și pot să declar cu toată responsabilitatea că nu mai am așteptări absolut deloc de la domniile voastre și de la pseudo-reforma declarată a justiției. Pentru că schimbarea judecătorilor actuali cu judecătorii voștri nu înseamnă reformă, ci antireformă. Spălare de bani și crimă împotriva poporului moldovenesc, care și-a pus ultimele speranțe în voi, fariseilor. Eu vă sfătuiesc să vă gândiți bine. Îl sacrificați totuși pe acest pseudo-jurnalist în numele legii pentru ceva ce a făcut sau ne sacrificați pe noi toți la o nouă condamnare la CEDO și la un viitor fără niciun fel de garanții împotriva fără de legilor și abuzurilor acestor jurnaliști.